În afară de Mongolia, știu că ați mai fost, spre exemplu, în Australia, chiar de curând. V-ați întâlnit cu câini dingo și, Da. desigur, cu aborigeni. Care vi s-au părut mai periculoși? Păi, Oamenii sau animalele? acum câinii dingo, nu mă așteptam să se apropie chiar așa de mult de mine. Eu aproape în fiecare noapte le auzeam urletul, mai aproape sau mai departe, dar la un moment dat, acum noaptea în timp ce dormeam, nu știu ce se întâmpla prin jurul meu pentru că eram obosit și chiar dormeam și am dormit în cort, spre deosebire de Atacama, unde am 3 săptămâni când a durat traversarea, am mers fără cort. Aici am luat cortul din cauza șerpilor existenți în Australia și am dormit în cort. Noaptea nu știu ce s-a întâmplat, dar le auzeam doar urletul. Dar mergeam și pe întuneric. Deci, după un timp, am început să prind pulsul deșertului, să zic așa, și atunci am început să merg și pe întuneric, pentru că la 8 și jumătate deja se întuneca și până pe la 12, 1 noaptea, preferam să mai merg, pentru că mai câștigam câțiva kilometri buni, să mai răcorea puțin și era mai simplu. Dar, la un moment dat, s-au apropiat de la 1,5 metri de mine, 3 câini dingo au mărit, au vrișcheat așa solul cu lăbuțele, și-au rotat colții, nu s-au speriat de la lumina lanternei, mi-era aprinsă, de la lumina blitzului. Deci am scos, am făcut fotografie, Dumneavoastră nu erați acum, speriat ca ei, iată. nu, da, mi-am păstrat calmul și am profitat de situație că am zis că e un lucru inedit, că apuc să fotografiez și câini dingo direct în sălbăticie, nu prin parcuri zoologice sau mai știu pe unde. Și așa chiar erau sălbatici, nu erau la marginea unei localități, cum sunt urși și pe la noi, și aici au pozez urși și pe la gunoaie, nu, ăștia erau chiar în mijlocul deșertului. Și s-au speriat numai la lumina blitzului, au plecat, n-au fugit, au plecat, m-au lăsat în pace și fost rest, na, scorpion, șopârle, noapte, deci era viață de noapte, începea de fapt de la 5 după masa, când se mai răcorea puțin și atunci începeau să apară tot felul de jivine din astea, pe acolo în cotare de hrană. Și câinii dingo pot fi periculoși dacă au pui sau dacă sunt foarte flămânzi. Atunci chiar pot să atace și au fost cazuri în Australia, că m-am documentat după ce am venit acasă, de fapt, să văd ce se întâmplă cu câinii aceștia dingo și au fost cazuri în care au mai atacat, așa, pe la marginea de localități sau împinși de foame, probabil că disperați, recurși la astfel de gesturi. Și era întrebarea cu aborigenii. Eu am trecut printr-o localitate de aborigeni la Hermannsburg, o localitate pe lungul traseului. 800 și ceva de locuitori are localitatea și majoritatea sunt aborigeni. Și Se spune despre ei că trebuie evitați. da, trebuie evitați. Acum ei au lumea lor, au regulile lor, tradițiile lor, modul lor de viață. Nici albii nu se implică neapărat în comunitățile lor unde chiar sunt aborigeni. Probabil că țin sub anumit control, dar sunt zone în care chiar ca alb, orică ești australian, orică ești orice nație, dar ca străin nefiind aborigen, nu ai ce căuta. Trebuie un permis special. Atunci, traseul meu s-a desfășurat prin astfel de locuri. La limita între zonele permise și zonele interzise. N-aveam pe unde să trec mai departe, pentru că ei au în mijlocul Australiei, în centrul Australiei, au terenuri foarte vaste ale lor. Nu cultivă nimic pe ele, nu, e deșert, e pustiu, dar dacă ești găsit pe acolo, poți să ai probleme. Și atunci am încercat să nu calc în teritoriile lor. Acum nici eu n-am știut exact dacă am intrat 1 km, 2 km, n-am intrat, că eram la limită, cum spun. La Hermannsburg, acolo îi voie, este voie să mergi acolo. Și, de exemplu, am trecut, încă n-am ajuns la o localitate, mergând cu rucsacul în spate și așa, drepându-mă spre localitate, am trecut pe lângă o locuință și de pe prispa locuinței mi-a făcut cineva semn. O femeie mi-a arătat o sticlă de plastic și mi-a făcut semn. M-am gândit că are apă. Nu o să mă invite la un pahar de țuică. M-am gândit că se gândește la apă. Le place țigă? Le plac Lor le băuturile? plac, da, le plac și de aceea e o problemă cu ei, o să revin la asta, la discuție, dar să termin ideea. Și ei, am intrat în curte acolo la femeie, m-am dus, era un bărbat, mișterea ceva la o mașină, mai erau apărut 2 copii, dinăuntru încă o femeie, în fine. Într-adevăr, mi-a oferit o sticlă de apă, cu sticlă de apă înghețată, deci era gheață, mi-a prins bine, că pe căldura aia în jumătate de oră oricum Se mi s-a topea? topit, dar a fost bine să beau și apă rece, pentru că aveam apă clocită la mine în rucsac.
mi-a prins bine, am schimbat câteva vorbe, deci au fost, cum să zic, nu au dat nici cu piatra după mine, n-au fugit sau puteau să mă ignore total, dar aceștia probabil înțelegând că, sau știind ce înseamnă să stai în deșert, să mergi acolo și să fii și cu greutate în spate și ăsta, atunci chiar a venit ideea, uite, hai să dăm o sticlă de apă, nu trebuie nici bani, nici altceva nu ar aștepta de la mine. Și am mai avut un incident cu aborigeni după ce am trecut această localitate într-o zonă în care probabil că nu ar fi trebuit să fiu. Era noapte, am ajuns în mijlocul unei procesiuni, nu știu, religioase, nu știu ce a fost acolo, cu sacrificii de animale, cu urlete în noapte. Fiind întuneric, n-am văzut, nu m-am auzit. M-am retras și eu și m-am ascuns în apropiere și nu m-am mai mișcat, pentru că puteam fi găsit și eu știu, ajungeam acolo. Material de sacrificiu pentru ei. Deci acolo pot să zic că mi-a țărit puțin în fundul toată noaptea, pentru că nu știam dacă sunt găsit ce se poate întâmpla sau nu. Și a doua zi după ce s-a luminat, la prima oră, acum, pentru că în întuneric nu, dacă mă deplasam să mă îndepărtez de locul respectiv, aș trebui să aprind lanterna și nu aș fi fost văzut și atunci m-ar fi întrebat, bă, ce facem? Și ziceau că le-am spurcat procesiunea sau mai știu ce făceai acolo. Și atunci a trebuit să stau să aștept ivirea zorilor și noaptea, în acea seară, în acea zi, am parcurs ca să ajung iară la apă și așa, am făcut 30 de kilometri cu un litru și jumătate, aproape 2 cât am mai avut în căldura aia, deși nu ar fi fost consumul mai mare, deci de frică treci peste orice și mergi mai departe. Da, povestea cu aborigenii ar fi mai lungă, dar asta a fost cel mai frumos moment pentru sufletul meu din toată expediția, acea noapte în care am asistat fără să vreau la acel moment al aborigenilor, a fost cea mai dar rămâne așa, în sufletul meu mai mult. Am mai avut și o întâlnire cu doi canguri drăguți care se jucau la un metru și jumătate de mine, deci și o chestie iară incredibilă. Niște puișori de canguri se băteau, bătaia aia cu lăbuțele pe piept și așa, n-au mai mult în joacă, mai mult, eu știu, în bătaie. Astea două crocodile evenimente. Ați dat de ei? Am dat de ei în nord extrem, că eu pe lângă traseul din centrul Australiei, cel de 750-800 km parcurs pe jos, și care a făcut subiectul principal al expediției, am avut și un traseu în nordul extrem, în zonele, în zona mlășinoasă din zona Kakadu, Catherine, să văd ce înseamnă zona ploioasă, zona umedă, ce vegetație, ce animale, ce găsesc pe acolo, cum arată relieful. Și acolo, într-adevăr, am ajuns în zona mlăștinoasă, era crocodil de apă usă, de apă dulce, nu cei de apă sărată. Ăștia de apă dulce intrau în apă și atunci se depărtau puțin pe apă și dacă efectiv nu am lăsat rucsacul jos și fugeam, scoteam aparatul repede să merg să-i fac foto și fugeam după ei, eu pe mal, ei pe mijlocul bălților sau râurilor pe unde eram și dacă mă apropiam prea mult se dădeau la fund. Deci n-am reușit să fac fotografii senzaționale cu crocodil și nici nu asta a fost scopul, pentru că am zis că au fost fotografi care numai pentru asta s-au dus prin anumite părți în Australia și au filmări mai bune. Scopul meu a fost să ajung mai departe de la aceste râuri, să urc pe un platou și să văd ce găsesc pe acel platou. Am trecut și prin aceste râuri, pentru că a trebuit să trec de pe o parte pe alta, pentru că mi-era traseu. M-am uitat să văd dacă pe unde sunt crocodilii, dacă nu îi vedeam pe la suprafață, atunci am făceam curaj și mergeam. Pentru că știu că ăștia de apă dulce nu sunt. Acum, dacă îl calci pe coadă, normal. Probabil că reacționa ca cineva. Altfel nu se depărtează. Dacă mergeam mai spre nord, dacă erau cei de apă sărată și atacă orice mișcă, orică sătui, orică flămânzi, ei au reflexul de posesivitate și atunci atacă și... Da, poate altă dată o să ajung și acolo.